Hristos a înviat ce bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre misiune și mărturisire în lumea contemporană. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit, Dr. Antim David, starețul schitului Măgureanu din București. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, preacuvioase Părinte Arhimandrit și Hristos a înviat! Adevărat am viață, și bine v-am regăsit. Preacuvioase Părinte Arhie la ce fel de misiune suntem noi chemați creștinii astăzi? Diferă evident contextul în care viețuim, contextul istoric de timpurile de început ale Bisericii, dar ce s-a schimbat și ce a rămas la fel în felul în care îl mărturisim pe Hristos? Misiunea bisericii în lume este aceeași, aceea de sfințirea omului și de propovăduirea mesajului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos la toate neamurile, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne învață Mântuitorul Iisus Hristos înainte de înălțarea sa cu trupul la cer. De aceea, mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos este același și în toate viacurile. Nu se schimbă nimic, ca să fim radicali de la început. Și spun acesta că nu se schimbă nimic pentru că Sfântul Apostol Pavel este cel care ne învață că Hristos ieri, astăzi și în viac este același neschimbabilitatea învățăturilor de credință, dogmatic vorbind, izvorăște din neschimbabilitatea lui Dumnezeu. Adică nu putem să schimbăm nimic din mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, misiunea unui preot sau unui propovăduitor este aceeași. Aceea de a împărtăși lumii prin cuvânt, dar mai ales prin tărăire, mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că atunci, dacă ne ducem la mijloacele prin care punem în practică acest mesaj, putem să discutăm într-adevăr de o schimbare sau de a le folosi aceste mijloace la adevărata lor dimensiune. Eu sunt convins că dacă Sfântul Apostol Pavel ar fi avut avion în timpul propovăduirii sale, l-ar fi folosit cu succes în călătoriile sale misionare și n-ar fi trebuit să ia cu corabia ca să se spargă de câteva ori cu dânsul și să naufragieze, naufragieze să <coughs> stea o zi și o noapte, cum însuși mărturisește, în largul mării, primejduit de moarte. Deci, din punctul acesta de vedere, înțelegem că prin mesajul Evangheliei este ceea ce Dumnezeu a vorbit odată pentru totdeauna omenirii. Prin mijloacele Evangheliei sau mijloacele de propovăduire a Evangheliei, înțelegem toate acele metode prin care aceste cuvinte ale Mântuitorului, învățătura sa cea vie, ajunge la Sufletul uman. Și observăm că în decursul vremurilor aceste mijloace uh, s-au îmbunătățit pe măsura evoluției uh, umane, să spunem noi așa. Odată cu apariția tiparului, uh, un mijloc uh, foarte viu și, și bun la acea vreme, se multiplică foarte mult Sfânta Scriptură. Exemplarele copiștilor erau foarte puține înainte de apariția tiparului, nu? și Sfânta Scriptură se învăța memorând o de fapt și nu era în formatul acesta scris, foarte rar, nu, la vremea respectivă, ci era în mintea omului, mai ales a propovăduitorului ca model. Dacă ar fi să dăm un exemplu, ca să venim la lucrurile concrete, am putea să spunem că televiziunea, iată este un mijloc de propovăduire. Se pune iarăși în discuție ce poți să transmiți prin televiziune și ce nu poți să transmiți prin televiziune. Cuvântul vine din auzire. sau Credința vine din auzire și auzirea, spune Sfântul Apostol Pavel, din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să transmitem comuniunea liturgică, sacramental-liturgică, prin sticlă dar cuvântul se poate transmite cu succes. De aceea, liturgia devine din punctul acesta de vedere al unei transmisii un lucru mai puțin transmițător al mesajului pe care ea îl exprimă în fond. Dar este o împărtășire din cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. De foarte mare folos pentru cei care sunt în neputință, în boală și așa mai departe. Misterul euharistic este cel care rămâne fără îndoială viu și lucrător prin participarea directă. Însă, mijloacele de, de împărtășire ale Cuvântului Dumnezeesc, în special cele moderne, vin să ne ajute pe noi în transmiterea mesajului divin cu succes. Însă, rămânem la învățătura Sfântului Apostol Pavel, care ne învață că Hristos ieri, astăzi și în viață este același și nu putem să transmitem altceva decât învățătura pe care din totdeauna Biserica lui Hristos a propovăduit-o. Preacuvioasă Părinte Arhimandrit, ajungem la o problemă acută a misiunii noastre, a mărturisirii în lume și anume a felului în care ni se cere să modificăm mesajul nostru, să cedăm oarecum, să schimbăm ceva din el, la presiunea, la influența, la cerințele acestui om modern contemporan și nu neapărat ale lui cât a, al ideologiilor care se vehiculează tot mai nou. Cum să procedăm? Cât de tari pe poziție, pe înmărturisirea noastră să fim, fără a fi acuzați sau poate să ne asumăm și acest lucru de fundamentalism, așa cum se întâmplă de altfel cu cei din alte religii. Sigur, este o discuție foarte amplă, însă într-o sistematizare am putea să, să cuprindem două aspecte aici. Este vorba, în primul rând, de mesajul despre care vorbeam al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, Mesaj care nu poate fi schimbat. Sigur, într-o epocă a secularizării, există o mare problemă, o mare provocare, și anume aceea faptului că asistăm, în primul rând, la o privatizare, dacă ar fi să-i spun așa, a religiei adică a trecerii religiei din sfera publicului, ca manifestare de masă a societății, în cea privatului, a lucrurilor care te privesc pe tine la modul personal. Și, în aceeași măsură, există de aici o desacralizare a instituțiilor și a societății, în general, o societate care trebuie să reflecte în, în unitatea ei, voința divină. Deci noi trebuie să păstrăm mesajul Evangheliei lui Mântuitorul Iisus Hristos și nu trebuie să cedăm acestor presiuni pentru că asta ar însemna să facem o ruptură în om. A existat la Roma o conferință la care am asistat, ținută de un mare gânditor al lumii contemporane, care venise însă cu un mesaj din acesta mai puțin fericit împărtășit ascultătorilor. Venise de fapt să spele imaginea unui anumit om politic. Și concluzia era următoarea. Știți că are și el păcatele lui, ca orice om, dar e un om bun în final. Sigur, era o demonstrație din aceasta de amploare și unul dintre ascultători, din cei din sală, i-a pus profesorului o întrebare. Zice, domnule profesor, vă rugăm să ne răspundeți la o întrebare. Pe unde faceți delimitarea aceasta între omul politic cu tare și creștinul cu tare? Pentru că era și om politic și creștin. Deci se vorbește atât de mult astăzi de separația Bisericii de stat. În această perioadă a secularizării, încât a ajung la concluzia că aceasta este o utopie, ca multe dintre utopiile modernității. Nu există o separație, pentru că nu poți să-l separ pe om, să-l desparți în două. Omul, când crede, crede și se manifestă ca un om evlavios și credincios în tot ceea ce face începând de la trăirea lui, din cămara lui, din casa lui, din tot ceea ce înseamnă preocuparea vieții lui intime și până la ultimul lucru pe care îl săvârșește în societate. Nu este ceva pe care poți să separi. Adică până aici suntem creștini și de aici suntem cetățeni. Creștinul este de potrivă cetățean al statului și este cetățean al împărăției cele cerești sau ar trebui să fie. De aici fundamentalismul acesta este privit la modul acesta foarte acut astăzi, pentru că noi nu ne încovoiem deloc, ca biserică mă refer aici, la tot ceea ce înseamnă lucrurile acestea noi, ale noului. Și biserica trebuie să vină și să găsească în, în mesajul ei răspuns la toate provocările societății de astăzi. Și credem că aceasta nu este problema de fond, ci este problema de adaptare a fiecăruia dintre noi la mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Noi nu dăm adevărul Mântuitorului Iisus Hristos după capul fiecăruia dintre noi sau după cum ni se pare nouă că suntem mai fundamentaliști sau mai puțin fundamentaliști, că ne, să spunem noi, ajungem la această dimensiune a înțelegerii lucrurilor din lumea aceasta sau nu le înțelegem. Eu cred că nu așa trebuie spuse lucrurile într-o societate normală. Știți când omul nu poate să împlinească din ceva din poruncile lui Dumnezeu, trebuie să-i rămână un singur lucru. Doamne, iartă-mă! Atât să spună. Dar a schimba pe Dumnezeu este lucrul pe care caută secularismul să-l facă astăzi. Pentru că secularism nu înseamnă numai laicizare a societății secularism înseamnă și o relativizare a valorilor credinței există această teoria triumfului uh, libertății de conștiință rațiunii, rațiunii tipică nu revoluției franceze și, și perioadei iluministe din adusă de aceasta însă problema mare e că se vorbește din ce în ce mai mult astăzi de o reîntoarcere a sacrului. Există iarăși mai multe aspecte de genul acesta. Cum putem să privim secularizarea? Păi putem să o privim ca pe un element pozitiv care sigur că duce la ceea ce se vrea, adică la separația dintre biserică și stat și de aici desacralizarea societății privită bunoară de Marx sau chiar și șatră alți filozofi și gânditori de diferite curente și orientări politice chiar, după aceea vorbim de un aspect negativ. Noi, bisericile creștine și în special religia, spune că nu este un lucru bun secularizarea. Nu s-auziți un, un pastor sau un preot sau un... Propovăduitor al creștinismului sau alte religii, religii, care să spună că este bine să relativizăm ceva din învățătura respectivă. După aceea, trebuie să mai înțelegem că secularizarea este un proces ireversibil. În logica modernității. În logica modernității, fără îndoială. Iar după aceea, adică nu se întoarce ceva și este greu de oprit așa după cum este el privit în, în desfășurarea lui, după cum se vorbește iarăși de o întoarcere a sacrului, de o reîncreștinare. Spre exemplu, Biserica Catolică are o congregație astăzi care se ocupă de evangelizare. se numește chiar așa, noua evangelizare a lumii. Deci fiecare caută la nivelul lui să găsească metode și soluții pentru ceea ce înseamnă un răspuns adecvat la secularism. Însă întoarcerea sacului are o mare problemă. Nu este o întoarcere a bisericii tradiționale, pentru că biserica tradițională, în special biserica noastră ortodoxă, că despre ea vorbim mai mult, înseamnă transmiterea mesajului, cum am spus, neschimbat și neștirbit în tot ceea ce înseamnă conținutul lui ce vorbim aici de o relativizare a valorilor. Există atâtea asociații, congregații și așa mai departe creștine, mai puțin creștine, da sigur, care nu fac altceva decât să ducă la o relativizare a valorilor. Pe de altă parte și o repulsie față de insistența statului de a se băga în sufletul omului. Este o mare problemă nu e nouă. Ea apare dinainte de, 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 de statornicirea în Imperiul Bizantin a statului creștin. ci aparține perioade imediat după libertatea din timpul împăratului Constantin și disputa se poartă între Sfântul Ambrozie al Milanului și Simacus, un senator, președintele Senatului Roman, tocmai pe tema identității statului roman. E transferată mai târziu în Imperiul Bizantin și se ajunge la o sinfonie, zice să. Ei, hey, care a mai scârțit, după cum bine știm, această sinfonie în decursul istoriei. Dar a produs și lucruri. A produs și lucruri bune. Dar ideea aceasta rămâne. Nu poți să-l uh rupi pe om în două și să iei ce-ți place din dâns. Omul este cu trup și suflet, este creația lui Dumnezeu și dacă este creația lui Dumnezeu fără îndoială, că mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos se adresează și trupului și sufletului și de aceea nu poți să fii creștin numai de duminica, iar de începând de lunea să fii un bun executant la o multinațională, folosindu-te sigur de principiile pe care ți se induc de dimineață până seară în ceea ce privește modul tău de viețuire și restul, desigur, cu... Uh, vorbea bunară Sfântul Nicolae Velimirovici de cultura maimuței, apropo de desaclarizarea uh, culturii de astăzi. Ajungem la o cultură a mai adică omul evoluționist, care nu e altceva decât un descendent al mai și ca urmare, produsul acesta cultural nu iese decât produsul unei mai până la urmă, o mai reală. Și a -a care trebuie să progreseze la nesfârșit, unde nu se știe. Dorința aceasta de absolut este o dorință legitimă a omului, însă, sigur, pusă sub principiile, principiile învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. În aceste condiții preacuvioase, Părinte Arhimandrit, care este rolul nostru în societate? Care este rolul preotului? Sau mai degrabă, care este rolul oricărui creștin obișnuit? Este corect, este bine să avem mentalitatea aceasta oarecum combativă la adresa lumii și secularizării în ceea ce privește mărturisirea noastră sau nu? Fără că trebuie să fim mărturisitori. Și a mărturisi înseamnă a spune cu cuvintele și cu mai ales cu trăirea ta ceea ce trebuie să spui. Ceea ce ține de credință, ceea ce ține de suflet, ceea ce ține de viața ta lăuntrică. Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția și ne pune în vedere acest lucru. De cel ce se va rușina de mine într-o acest neam păcătos și desfrânat, de, aceea, de acela mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci de aici Mântuitorul Iisus Hristos ne pune față în față cu propria noastră mărturisire. Are, trebuie să fie una fără echivoc în ceea ce ce privește dimensiunea noastră de creștini. Însă, problema societății de astăzi este o problemă pe care ar trebui să o privim în dimensiunea aceasta a faptului că societatea vine, sau statul mai concret, ca reprezentant al puterii laice și nu numai, organizării sociale a unei societăți, vine cu niște legi care de multe ori intră în contradicție cu, cu ceea ce înseamnă Principiile de credință, învățătura de credință. Nu este iarăși ceva nou. Mi-aduc aminte că l-am folosit pe Sfântul Ambrozie cel mare, că într-o scrisoare Sfântul Ambrozie răspundea unui judecător, care se întreba, îl întreba în felul următor: Ce voi face, căci legile pe care trebuie să le aplic nu sunt cele creștine? Ce să aplic? Dreptatea din legea Mântuitorului Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie, dreptatea legilor imperfecte, nu pe care o propovăduiește dreptul roman și așa mai departe. Și răspunsul Sfântului este la prima vedere așa un pic dezolant pentru noi creștini. Și spune, vei judeca în tribunal după legile statului. Dar tu, ca judecător creștin, va trebui să faci ceva mai mult, ca prin tot ceea ce faci, să, să contribui la o încreștinare a dreptului. În sensul acesta, în care legea trebuie respectată, dar trebuie găsit, găsit principiul moral care să ducă cu adevărat la împlinirea dreptății dumnezeiești. Ori aici este și problema creștinului de astăzi. Ținem legele statului, suntem cetățeni fideli, dar până unde? Până la păcat. Acest lucru îl vedem din, din, perioada primară a creștinismului. Tertulian scria în una din apologiile sale păgânilor din, din vremea sa în felul următor. Zice, și scria unui împărat, zice, toate sunt o împărate ale tale, Începând de la proprietăți, pentru că împăratul era cel care întruchipa cele trei puteri, nu legislativă, executivă și judecătorească până la urmă. Zice, dar un singur lucru nu ți aparține, sufletul. Acela trebuie să-l dăm lui Dumnezeu. La, la fel când la noi în Transilvania... Creștinii ortodoxi erau persecutați, că nu treceau la greco-catolicism, la uniația cu, cu Roma. Ce răspuns dau împărătesei Maria Tereza de la Viena, delegația țăranilor? Împărăteasă, toate sunt ale tale, și cu jocul, și opincele, și toate cele pe care le avem. Dar un lucru nu-ți nu putem da sufletul. Acesta aparține lui Dumnezeu. Iată, în același spirit al primilor creștini din viacurile de persecuție. Să nu uităm că ar trebui să luptăm mai mult ca statul să statului să impunem să rămână prin legile sale și prin tot ceea ce înseamnă uh, supunerea unui cetățean față de legile unui stat la ceea ce înseamnă suflet. Când a, acestea aduc atingere sufletului, nu mai ascultăm. Nu suntem antistatali. Ferească Dumnezeu, deși am spus că... Anarhiști. Anarhiști. Există multe curente de genul acesta și inclusiv astăzi confesiuni din aceștia, chiar creștine, antistatale. și nu. și nu sunt pentru că ținem la cuvântul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l a spus fariseilor, nu atunci când veniseră să-l ispitească, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu trebuie să-i dăm închinare și trebuie să-i dăm cinstea și trebuie să predăm sufletul nostru curat de păcat și conștiința noastră trebuie să fie vie în acest sens, și cezarului, adică statului și toate, tot ce înseamnă organizarea statală, ceea ce se cuvine statului. Impozite, taxe, cinstea, aportul nostru la propășirea și la binele comun și așa mai departe. Și atunci, când fiecare parte își urmează lucrul acesta într-o întrepătrundere, așa cum ar trebui să fie într-o societate sănătoasă, nici o parte nu este pusă în pericol. Deci nici autoritatea statului și fără îndoială că și credința în Dumnezeu este cea care uh, înflorește și odată cu această înflorire și aduce aportul său la propășirea binelui. să Părinte Arhimandrit, suntem la o emisiune duhovnicească și abordăm din acest punct de vedere spiritual anumite lucruri, anumite realități. Se cere Bisericii Ortodoxe din ce în ce mai des în ultima vreme să fie într-un anumit fel, să răspundă într-un anumit fel anumitor provocări sau situații care țin de interesul public. Și din această perspectivă vin și vă întreb, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, ce este de fapt Biserica Ortodoxă dacă ar fi să apelăm la învățătura noastră, la felul cum o mărturisim la sfinții părinți ca viața Duhului sau așa cum avem atâtea definiții, așa cum vorbesc atât de minunat acești sfinți părinți despre ea, este ea viața Duhului, este spital universal, ce este până la urmă biserica ortodoxă. Biserica este comuniunea și comunitatea în Hristos și cu Hristos o definiție dintre cele mai simple. Ați amintit aici despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Păi, într-adevăr, este supovățuirea Duhului Sfânt toată această lucrare a bisericii. Părintele Dumitru Stăniloae ne învăța că există patru momente ale operei mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. E vorba de întrupare, de răstihnire, de înviere, înălțarea la cer. Și mai este unul, al cincilea moment al operei mântuitoare, cum îl numește el, uh, și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, desăvârșirea omului în biserică. De ce în biserică și nu în altă parte? De ce într-un cadru instituționalizat și nu la voia întâmplării? Pentru că numai în biserică avem harul Duhului Sfânt și nu numai harul Duhului Sfânt, așa cum îl înțelegem noi. Pentru că, dacă ne uităm într-o dispută din aceasta a Harului, la unii este creat, la alții este necreat, intrăm în, în ceață. Este un cuvânt al Sfântului Chiril, al Alexandriei, care spune așa, că în biserică nu este numai Harul, ci este Duhul Sfânt însuși prezent. Și Duhul Sfânt este prezent în viața bisericii, în trăirea credincioșilor, pentru că nu trebuie să privim biserica doar ca pe o instituție care nu-și face datoria, așa cum este văzută astăzi. Nu? Ca pe o siglă. Da, ca pe o siglă. Nu a ieșit biserica să facă slujbă nu știu pe unde, s-a întâmplat nu știu ce cu preotul respectiv sau așa mai departe. Nu, Biserica înseamnă trupul tainic al lui Hristos, întemeindu-se pe învățătura Sfântului Apostol Pavel care ne spune voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, mai întâi apostol, după aceea profes, după aceea cei cu darul pro prorocilor și așa mai departe. Deci sunt mai multe daruri care provin de la același Duh. Însă ceea ce trebuie să înțelegem că biserica rămâne Comuniunea credincioșilor cu Hristos prin Duhul Sfânt. Aceasta este definiția cea mai bună și aceasta trebuie să fie și preocuparea noastră. Întreaga preocupare a unui creștin trebuie să, să fie dobândirea Duhului Sfânt. Numai prin duhul, dobândirea Duhului Sfânt ajungem, de fapt, la Dumnezeire. Și atunci când un mădular suferă, adică când un creștin este într-o cădere sufletească, fiecare dintre noi trebuie să sărim în ajutorul lui, chiar și când ne referim la mădularele din acestea mai înalte în slujirea Bisericii, cum este clerul. Pentru că fiecare are păcate, dar Biserica este infailibilă nu pentru că are un cap infailibil, ci pentru că are cap pe Hristos care este infailibil și pentru că are harul Duhului Sfânt ce se transmite prin Sfintele Taine, de aceea este sfântă și de o potrivă sfințitoare pentru noi. Eu cred că o vedere a modului acestuia duhovnicesc a bisericii ne scutește de tot ceea ce înseamnă căderea în judecare a ceea ce se întâmplă în biserică. Adică îl percepe pe celălalt ca frate, spuneți. Fără îndoială. Unii altora trebuie să ne fim sprijini pentru că durerea unui mădular, asemenea corpului uman, nu rămâne, de exemplu, numai la mână. Când te doare mâna, se simte durerea până în vârful creierului. Așa este și în organismul acesta viu care este Biserica lui Hristos. Se transmite durerea și preocuparea și grija față de toți ceilalți. Numai așa putem să, să ne salvăm sufletele și să înțelegem ce avem de făcut și care este lucrarea și misiunea noastră în Biserică. Adică trebuie să avem o conștiință misionară. Așa ne învață Sfinții Părinți în ceea ce privește Biserica și rolul ei aici pe Pământ din perspectiva pe care ați expus-o, rezultă că biserica suferă, de fapt, pentru orice neajuns care se întâmplă în societate. Vă mulțumim, preacuvioase Părinte Arhimandrit, pentru că ați venit în mijlocul nostru, ne-ați împărtășit din sfaturile cu privire la ceea ce înseamnă misiune și mărturisire. Suntem bucuroși și onorați să fi purtat acest dialog și vă așteptăm și data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Hristos a înviat, voi veni oricând cu mult drag. Adevărat a înviat. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Am discutat despre sire și despre misiune în lumea contemporană. Invitatul nostru a fost Părintele arhimandrit Dr. Antim David, starețul Schitului Măgureanu din București. Vă așteptăm data viitoare. La revedere! Hristos a înviat!